construiește cea mai securizată bază secretă și reușește să supraviețuiască în fața criminalului, câștigă 1000 de dolari. Astăzi, eu și familia mea vom face un challenge mult mai greu decât de obicei, dar cel mai bine vă las pe voi să vedeți cum a decurs totul. Scrieți la comentarii cine credeți că o să câștige. Dragilor, astăzi am pregătit pentru voi un challenge foarte special și secret. Nu v-am zis până acum despre ce este vorba, însă de pe acum vă zic că probabil eu o să câștig challenge-ul, tu răzvan probabil o să pierzi și dacă aș fi să dau așa un predic, băi, și vede că eu o să ies pe locul 1, Magdalena o să iasă pe locul 2, Izabela pe locul 3 și Șoare Costa o să fie descalificat. Din păcate, nici nu pot să dau un el care game of creative, n-am pentru niciodată în viața mea. Hai că nu, bă, gata, gata! Da, terminați, bun. Fiți atenți. Haideți să vă spun mai exact care care este treaba și ce vom face astăzi. Deci challenge-ul de astăzi o să arate care dintre noi are cele mai mari skilluri de supraviețuire, pentru că astăzi eu, adică, fii atenți. Astăzi vom avea 20 de minute să construim o bază secretă ca să ne păzim de un criminal în serie, pentru că după ce toți o să construim baza secretă, după cineva se va echipa în acest costum de criminal în serie, da, aici vede unde avem un costum comandă, unde nu ne face nimeni nimic, și o să încercăm să venim la cirea și să-i omorâm. Gen, adică, eu o să fiu criminalul pentru voi trei, însă voi o să aveți niște reguli pe care 100% trebuie să le respectați. Deci, voi o să vă faceți basta secretă, o să stați acolo, iar eu o să iau costumul acesta, o să încerc să vin să vă omor dar, gen, eu trebuie să ajung la voi, știți? Voi n-aveți voie să vă blocați cu blocuri sau ceva de genul, puteți să puneți capcane, dar n-aveți voie pur și simplu. Gen, eu, eu, nu am voie să spar blocuri, să faceți așa, nu aveți voie să faceți chestia asta. Trebuie să puneți capcane cu lavă, cu chestii de genul și după cel, ha, ha nu o să ajungi uh, niciodată, și după cel care are cea mai securizată bază secretă, o să fie criminalul meu și el o să încerce să mă omoare pe mine. Adică eu, lasă că vedem. 3, 2, 1, start! Chiar acum am început challenge-ul. Deci, băi, și vede, bă, mi se pare o idee foarte, foarte tare și ce să vă spun, eu am niște idei nebune, gen. Deci trebuie să facem o bază secretă. Eu, bă, tu pleacă de ce bușoare ce. Vezi că a, aici construiesc eu, am zis. Prea târziu, hai, pleacă. Ce? Ce ai auzit, băi? Hai. Pș, 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 pș. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Lasă-mă în pace. Bun. Ok, băi, și fete, deci baza mea secretă, fiți atenți, o să aibă la început un parcur. Bă, un parcur cu lavă, 100% nu să-l treacă nimeni. Și după, menci să pun după. Hmm, după, o să pun un, cum îi spune, o să pun o cameră normală, dar care va avea foarte multe intrări secrete și chestii de genul, unde eu o să mă ascund. Ia uite pe Izabela Dragă de ea, încearcă să, <laughs> încearcă să omoare, să omoare, să omoare elefantul. Și după o să fac această cameră cu foarte multe intrări secrete și cu foarte multe capcane. Bun. Deci prima dată, când intri la mine în baza secretă, o să fie așa. Deci te duci în jos, da? Asta o să fie baza mea secretă. Bă, nu, hai să mergem mai jos, da? Deci avem 20 de minute să o construim, și, fete, și după o să facem testul criminalului. Și dacă voi vreodată vă faceți o bază secretă pe un server de-a vostru unde vă jucați cu prietenii sau ceva de genul, chiar vă recomand băieți și fete să faceți testul criminalului, men pentru că ăsta e cel mai import important test, pentru că, bă, de ce se numește o bază secretă dacă nu poți să fii secretos să ia până la urmă, și ce zic? Bun, punem totul așa cu stone. Iar aici, băieți și fete, la primul nivel, după cum v-am zis, care nu e primul nivel, e efectiv intrarea către baza mea secretă, vom avea un fel de parcur cu lavă, da? Va fi totul așa, nu o să fie chiar atât de greu, dar totuși o să fie greu, mamă, stați puțin să nu facă nimeni vreo prostie aici. Și după acolo va fi camera mea de gaming. Știți că eu întotdeauna când construiesc ceva îmi place să fac o cameră de gaming sau ceva de genul, mi se pare foarte tare. Băi, eu zic că tunelul ăsta pentru parcur e destul, dacă stați să mă întrebați pe mine, nu? Adică eu zic că tunelul ăsta, uite, până aici, eu zic că ar fi destul. Acum, fraților, trebuie să ne gândim ce o să facem. Prima dată o să punem... Fiți atenți. Aici jos o să spargem două câte două, pentru că o să punem lavă peste tot, dar trebuie să facem și ceva care să aducă lumină. Să vedem aici, stați, în lampă. Avem aici lampă, asta e neon lampă. Oh, mamă! Bă, ești nebun? Ia stai. Asta chiar funcționează sau? Mamă, chiar funcționează! Let's go! Bun, o să punem lampă astea cu neon. Bun, perfect, ok. Numai bine, asta o să-i dezavantajeze și la parcur. Numai bine. Și o să facem jump-uri, fiți atenți, nu o să fiu nesimțit. O să facem jump-uri de câte 3. Știți că, adică, nu știu dacă știți, însă cele mai grele sunt jump de patru. Nu poți să faci jump de 5 în Minecraft. Este cam, cam imposibil să faci o săritură de 5 blocuri. Dar aia de patru trebuie să fie experimentat. Ați văzut că Răzvan aproape de poate să țină creaul în mână. Mai uita să fac un geam de, de mai multe blocuri, vai de capul lui. Punem lavă peste toți. Saca-paca, uite, punem așa. Bă, n-au ce să facă, men. N-au ce să facă. Punem lavă și după ce terminăm camera asta, mergem să facem niște niște dale. Fiți atenți. Și după, începem uh, parcuru. Începem aici cu un parcurs simplu, pentru că cred că o să-și dea cu capul de asta, nu? A, ah, stai, opa! Bă, trebuie să fie posibil, deci uh, fiți atenți. Uite, eu o să pun așa. Oh my god, băi și pe te fiți atenți! Am cea mai tare idee, deci uh, eu o să pun așa, da? O să pun blocul ăsta și blocul ăsta și ei, pentru că o să se creadă și mai să sau ceva de genul. O să încerce să sară direct aici, dar nu o să poată de asta și o să moară. Dar dacă s-ar duce pe aici, ar face frumos și ar sări aici, pur și simplu, a? Eh? O să meargă treaba, men. Dar eu o să se creadă inteligent și nu o să facă chestia asta. Bun. Asta e parcurul. E foarte simplu, dar aici are un mic jumbuș look. Deci aici cred că o să aibă cineva de suferit. Bun. Punem așa, o să aibă de suferit criminalul. Așa, hai să facem și un mic, uh, un mic design, băi și fete, să arate frumos. Mi-e place așa să arate totul frumos. Și haideți să punem în pereți niște cab web, da? Ca să arate bine începutul bazei noastre secrete, să spunem așa. Și după înăuntru vom face camera aia de gaming, ești nebun? Unde o să mă ascund eu, pentru că în camera de gaming o să am ceva acolo, sub birou sau ceva de genul. Știți, băi și fete, unde o să mă ascund eu în cazul în care o să ajungă criminalul la mine. Bun. Așa, punem așa. Ok. Bun, băieți și pe de. deci în câteva minute am făcut și primul nivel de la, de la baza noastră secretă. Hai să vedem ce fac ceilalți <laughs> în timpul ăsta. Ia asta să mă uit, hopa. Avem pe cineva sub pământ, cine acolo, Izabela. Ok, aici cineva face ceva, după cum puteți vedea. Cred că este chiar Izabela, ce face scumpa de ea. Izabela, scumpă, ce faci? Îmi pare rău, doar am vrut să, să mă uit eu aici să văd care-i treaba. Stai, Nisita, nu te mai uita oră la mine. <laughs> Hai, Bă, mamă, ce se aude? Bă, se aude chestii ciudată. Ok, vedem aici... Ha. Ce faci, bă, șoarece? Bă, vai de capul și de zilele tale. Bă, ia vezi, bă, răzvane, îi plouă cu lavă. Ho, 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 <laughs> <inaudible> cu el. O să stai. Nu, nu, nu vine la mine, vine la mine. Nu, 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 Bă, dar unde e Magdalena? Unde e Magdalena? Pleacă, mă. Șoarece, pleacă! Pleacă de acolo! Băi, șoarece, pleacă! Bă, pleacă. Mamă, 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 mamă se vezi și e falușoare cu asta. Unde e, unde unde Mamă, să vezi și e falușoare cu asta. vină. Mamă, mamă, unde e? Aha, s-a dus înapoi. Bă, dar unde e Magdalena, băi, și fete? Ah, scumpă, Magdalena! Ok! Mamă, Magdalena, tu cumva mi-ai furat ideea? Te-ai uitat la mine și mi-ai furat ideea? Ce idee? Uh -huh. Bine. Băi, și fete, aici, din câte puteți observa, este cam aceeași idee ca mea cu acel parcur cu lavă la început, însă eu, desigur, că am un as în mânecă. Oh, Mamă, mi-a mai venit o idee super tare. Fiți atenți. Mamă, fiți atenți că pe asta, aici, 100%, nimeni nu se așteaptă. Deci, fiți atenți. Asta va fi, deci, intrarea, da? Și după vom avea, în baza mea secretă, da? Un hol de, de așteptare, da? Bă, ceva normal, un hol de așteptare, însă în holul ăsta de așteptare, fiți atenți. Tot holul va fi prins, gen va fi împânzit de cab web și gen o să fie anumite goluri în care poți să pici și să, și să mori în lavă, gen, știi? Așa că va trebui să fii foarte atent unde te duci. Mamă, stați puțin, lor că vine apa asta aici. Hmm. Trebuie să facem ceva și cu apa asta. Trebuie să o punem la respect. Uh, bun, facem așa. Ce s stăm? Tin, ok. Bun, băi, eu zic... Adică nu. Mai mergem puțin. Ok, stați să acoperim tot. Bun. Băi, băi, eu zic că e ok. Eu, alo, 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 mamă, 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 șoare cu asta. Șoare cu asta, mi măm întotdeauna. Mamă, asta ce fac. De fapt, nu-i fac acum, îi fac că nu se așteaptă. Ia uite el. Se preface ca și cum nu, nu, nu s-a întâmplat nimica. În fine, bun, mergem aici, da? Aici este schema, vedeți că nu poți să faci parcurul, pentru că mori că îți dai cu capul de ăsta. Bun, acum, următoarea cameră. La fel o să fie împânzită cu dastea. Așa. Și o să punem uh, cablul. peste tot, dar Cablul, ul ăsta, băi, și fetul să-l punem la final, știți? Că după nu o să mai pot să trec pe aici, o să mă blochez și eu în cabă ul pe care l-am pus eu. Iar camera de gaming o să facem așa, în stil negru. Să fie așa ceva nebun. Negru cu niște leduri, cu niște nebunii. Ok. Punem aici frumos. Dar prima dată să setăm... Uh, să setăm locurile unde o să fie lavă. Cred că asta va trebui să facem, punem așa. Așa, bun, bun, bun. Ba, uite, aici, da, aici, chiar aici, așa, chiar aici, punem foarte multe. Ideea e că, bă, regulile, băi, și fete spun că tu dacă ai fi atent, da, și ai face toate chestiile asta, tu, tu ai putea să te duci și să-l omori pe ăla, ai putea să ajungi acolo. Știți? Dar sunt foarte multe capcane la care trebuie să fii atent. Ok. Bun. Punem așa și aici punem așa. Și după, băi și fete, deci la final, ca să înțelegeți, o să umplem toată această cameră. Uite, mai punem unul și aici. Uite, nu, punem așa o să umplem toată această cameră cu cab web. Gen peste tot, full. Full o să fie de cab web. Punem așa, bun. Însă, până atunci, haide să facem camera secretă de gaming. Da? Uite, mergem chiar aici. Bă, nu o să fie chiar atât de mare, dar uite, trebuie să avem măcar, uite, niște blocuri distanță. Uite aici, bun. Și aici o să facem cameruța. Uite, o să facem uh, 3, uite, 4 blocuri în partea asta. 1, 2, 3, 4 blocuri în partea asta. Uh, încă un bloc înălțime. Și în față să fie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 pe 8 mi se pare foarte, foarte tare. Pentru că, v-am zis, trebuie să avem și o schemă sub, uh, sub birou. O să vedeți voi despre ce despre ce vorba. Uuu! Uh, mamă, ce idee mi-a venit! Bă, și vede, ca să intre în camera asta de gaming pe care urmează eu acum să o fac, o să trebuiască să primească o cheie, da? O cheie pe care eu o să o pun într-un chest în camera asta, în camera cu cobweb, știi? Și gen, trebuie să găsești și chestul din camera cu cabă. dar eu nu o să le zic nimica adică de chestia asta. Ce zic? Poate o să miroasă ei că e ceva... că e prea ușor, nu știu ce. Și aici o să-mi fac eu ascunzătoarea mea sub, sub birou. Bun, saca-paca. Și și aici, în camera de gaming, da? O să punem... Uh, o să punem cab web și chestii de genul. Dar asta -s -s prima dată să spargem toți. Să punem și o lampă. O lampă așa neagră. Bun. Și acum haideți să înceapă construcția camerei de gaming. Am spart cu un perete mai sus ca să pot să pun cât de rapid pot uh, concretul negru, pentru că cu asta o să lucrez. Black concrete. Saca paca. Dar aici va trebui să... Adică bani... Uite, ban uite, o să pun aici, gen. Și aici va trebui să pună uh, leverul pe care o să-l găsească, uite. Pun aici un chest. bom. Aici pun lever -ul. Și după cum v-am spus, trebuie să spargă tot uh, cabul ăsta. O să punem, uite, sta să nu uit. Pentru că, băi, eu sunt corect. O să punem și o sabie, da? O să punem o sabie. Hai să punem una de netherite, că se... A, nu e netherite. De diamond, pentru că se sparge mai greu. Eu o să fiu de treabă, fraților, și o să pun o sabie, stați. O să pun o sabie de diamond. Stați două secunde, pentru că așa se poate sparge cap web și ce zic? Și dacă tot am ieșit la suprafață... Stați să vă care treaba pe aici, ea. Hmm. Magdalena, văd că face nebunii pe aici, aha, bar n-am, văd că a lăsat piscina aia cu lavă. Izabela, ce să fiu cu voi, băi și fete, nu prea știu ce face. Adică mi se pare ciudarul de tot, men. Ia stai să... A, face un labirint. Aha. Ce faci, băi? Vai de capul și de zilele tale. <laughs> ok. <laughs> Hai să... <laughs> Hai să mergem. Buci ce s-a auzit? S-a auzit -auzi, elefantul ăla. Doamne, cum a avut. Hai să vedem ce face și șoricelul suprem. Kids, kids, băi! uite te el. Mamă, mă trălează. Stai să fac eu. să vezi ce fac eu. Stai să vezi ce fac eu. Stai să vezi ce fac, eu. Stai să vezi ce fac. <laughs> Lasă las că vede el. Mamă, las că vede -l. Las că vede -l. Ce faci aici? Șoarece! Mam, mama, mamă, 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 mama, mamă, mamă, mamă. Șoarece! Mamă, 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 mamă. Pleacă, bă! Mamă, mamă, mamă ce-i fac lui cu ăsta. Mamă ce-i fac. Mamă ce-i fac, șoarece! Mamă, mamă ce-i fac. Lasă că vedel. el. Pleacă, mă, de aici, bă! Pleacă! Aha, a plecat. Unde e, băi, șoarecul ăsta? Doamne, spar până acolo sus. Las că i-am făcut și eu lui. Bun. O să vadă el. Oricum, nu o să mai aibă absolut nicio șansă să... Ia uite Mamă, pleacă mă, șoarece, de aici! ne. asta crede că eu, nu, eu sunt el. Nu-mi știu combinațiile. Ha. Ia vedeți. Băi și fete, știm schema, da? Încă o mergem pe aceeași schemă. Doamne, la el. Bă, ce copil. Nici nu o să mai am timp să-mi fac ăla. Așa. Dar dacă te duci așa... Băi, asta e. Dacă te duci așa... O să poți să sari. Bă, sincer să vă spun, băi, și fete, că e ca aici la... La săritură o să piardă toți. Adică nici măcar nu... Nici măcar nu mă mai înghijere, zici nebun. Acolo o să piardă toți. Ne vă rog, aici totul frumos. Aici, fraților, fie vorba între noi. Nici nu știu dacă mai avem timp să facem. O să punem facem numai tavanul Black Concrete. Și restul o să lăsăm de stone, că nu mai avem timp, pur și simplu. Nu mai avem timp. O să punem și niște blăm dalea și o să-mi fac eu o mini ascunzătoare sub... Sub ăla și acolo o să-l aștept pe criminal. Să-l văd pe criminal cum vine și mă omoară. bă, o să fac să mă uit fix așa, gen, să mă la el, să văd cum vine și mă omoară. Pentru că nu o să reușească, desigur. Bun. Punem așa, punem așa. Foarte bine. Unu așa, unu așa, bun. Acum haide să punem stone în locurile în care nu e, adică aici și aici. Iar aici, băieți și fete, acum hai să facem așa un, uh, un gaming lounge, dacă mă înțelegeți. Facem un gaming lounge. Uite, Hmm, deci facem aici un gimnaș cu o canapea neagră cu un TV, ceva. U a, TV stand e asta? O, oh, nice, bun, uite. Punem aici. Uh, nu, uite, nu, uite, stai, couch right back, uite. Nice, nu? Bun, bun, ceva frumos, ceva frumos, n-am, uh, n-am ce să zic. Dar, totuși... Uite și o telecomandă. Asta e stand. Nu, ia să vedem. Acum niște dastea de furniture beer bug black. A, uite. Chiar aici. Ok, nu, nu prea înțeleg ca treaba cu chestia asta. Oh, ok, nice, nice. Aici, băi și fete, lăsăm și telecomanda. Nu putem să lasăm telecomanda, văd. Ok, asta e nașpa. Lăsăm asta așa. Bun. Bă, să mai fac niște elemente de, de decorațiune până la urmă. Să-mi pun și un pătuț aici, că na, trebuie să... Trebuie să stau, uite, așa să-mi pun ea, nu? Ar merge? Bă, văd că nu merge, dar de ce? A, trebuie să fie neapărat așa, nu. Uite, eu o să stau, uite, cu pătuțul aici. O să pun... Asta aici, asta aici, aici pun un laptop. Ia vedeți băieți, pun un laptop și pun, nu, nu pun o floare, pun altă, altă decorație, trebuie să mă gândesc. Stai să iau și astea pentru ăla. Closet. Așa. Chiar nu știu ce să pun. Pun un, lumân. uite, pun un rotar. Nu, no, până la urmă că avem nevoie și de rotar. Punem astea așa. Uite, pun de-astea peste tot ca să se vadă că sunt inteligent. Bun, iar aici fraților Va veni setup-ul De gaming Da, dar fiți atenți, nu, 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 pe asta trebuie să-l bag mai, mai în spate Aici Așa, bun Așa e mult mai bine Așa e mult mai bine, pentru că eu o să vin cu ăsta Așa De fapt, uite, așa Da, și setup-ul Va fi așa, desk mm, Vreau să-mi fac eu descul meu nu vreau să iau altele, uite, așa. Stone Desk. Ia, vedeți și mișto arată. Cu TV, nu cu gaming. Tăi. Nu, monitor. Screen, așa, uite. Asta, astea sunt cele trei monitoare, băi, și vede dacă nu știați, ia, vedeți. Pau, pau și pau. Pșu. Altceva, băi! Altceva! Avem și, uh, uite, și o cameră de filmat, tot eu o să o pun aici. Uite, avem și security camera, da? Pentru că suntem într-o asta secretă. Și avem aici și o cameră de filmat. Ia să vedem dacă... Hmm, să punem ceva aici, nu. Camera de filmat, uite, o lăsăm așa. Bun, e și fete! Iar acum... Iar acum, stați, Ia să zicea SLEB. Am un slab. uite să-l pun așa. Bă uite, perfect. Eu, eu zic că așa arată perfect. Iar eu aici băieți și fete, mă voi uh, adăposti. Uite aici jos. Mă voi adăposti. Așa. Fix așa. Fix aici băieți și fete, mă voi adăposti ca să văd când vine criminalul. Haideți mă. Haideți mă că eu zic că am făcut... Uh, am făcut pe bune treabă bună, da. Acolo mă voi adăposti. Acum, haideți să... Uh, uh, cum îi spune? Bă, trebuie să-mi fac și o intrare. Stați puțin, stați puțin, că eu abia acum mi-am dat semnuit. trebuie să fac și o intrare pe aici, da? Ca să pot să mă adăpostesc acolo, pentru că după pot să pun cab. web. Dacă vă atunciți aminte. Bun. Facem pe aici. Bun, aici acum. Momentan, punem cab web. Cab web peste tot. Și aici un iron door, să nu uităm. Iron Door este foarte important. Bun. Pe asta e level nu merge, da? Ca să nu există probleme. Bun. Funcționează, funcționește. Bun. Și acum punem... Uite, ai chiar peste tot. Da, na, punem pe aici. Uite, mamă, bă, și dacă punem așa, bă, nu o să-și dea seama, men. Pur și simplu nu-și dau seama unde e locul ăla. Nașpa. Ok. Nu punem chiar peste tot. Dar punem să fie. Punem și ce este asta. Bă, bă, asta ce să fie super acoperit să nu-l vadă. Așa, bun. Perfect, băi și fete. Iar aici vom pune niște scări și eu, oficial eu mi-am terminat baza secretă. Cred că va fi. Asta va fi genul ultima bază secretă. Cred că este de departe cea mai tare bază secretă, dacă asta să mă întrebați spune, Nu cred că cineva a făcut mai, mai, mai bun decât mine. Dar o să vedem acum când o să... O să trecem la teste, hai să vedem, s-a terminat timpul, toată lumea ar trebui să, să fi terminat, dacă nu s-a terminat, e o foarte mare problemă, după părerea mea. Bun, uite-l pe șoarecul ăsta de răzvan, yo fraiere, vezi că s-a terminat timpul, gata, stop timp, stop timp, stop timp, gata, pleacă, acum, bă, gata timpul, cum adică, poate mă pun și spart tot aici, gata. Stop timpul. Toată lumea să vină înapoi la, la baza mea secretă. Hai să o chem și pe Izabela. Toată lumea... Bă, bă și fete, să terminați timpul. Magdalena, scumpă, ai terminat? Perfect, bun. Hai să vedem, Izabela, scumpă, unde ești? Unde e Izabela? Uh... știi tu cumva unde e Izabela? Izabela, scumpă... Ia uite-o aici. Hmm. Da, ce am postat nu se poate face. Bă, Pă păi și fete. A fine. Uh, Izabela, scumpo, gata, gata. Izabela, gata, hai sus. Hai sus că începe concursul. Vino sus că începe concursul, scumpo. Bun. Hai să... Deci, o așteptăm și pe Izabela să vină. Nu are o bază secretă prea bună, cred că... Na, deja o să... <laughs> deja o să, o să fac tot ce trebuie. Hai să vedem și cu de Răzvan și după băi și fete începem concursul. Ok băi și fete, toată lumea a terminat, eu că, că asta e sigur bună. Haideți să vedem, cine ziceți să, uh, zice să fie primul care trebuie să fugă de criminal? Haideți să-mi iau costumul de criminal pe mine băi și fete. O să iau, uite, stai, o să iau toate chestiile astea și după o să-mi dau un uh, game mode survival. Eu, că nu mă, nu mă, nu mă vei găsi niciodată. Bine, bă, Răzvan, hai să vedem. Băieți și fete, mă echipez. uite vă fac cât de echipat sunt. Bă, efectiv. N-are ce să-mi facă nimica. Mă duc să mă ascund, da. Du-te și ascunde-te. Bun. Stăm aici. La așteptăm, băieți și fete, vreo 10 secunde pe Răzvane să se ascundă. Bă, eu zic că o să-l găsesc pe șarică, la fie vorba între noi. Dacă nu, cred că o să mă vadă. Asta să dau și gamerul Keep Inventory True. Deci asta va fi primul. Da? Și cine are cea mai tare bază secretă o să o testeze și pe -a mea. Pe mine, sincer să vă spun, o okay, că mă va găsi. Bă, ce te uiți, mă, așa urât pe mine, mă? mamă. bu, bu, Ce-a fost asta, cu Ce, ce era animalul ăsta? Doamne, iartă-mă. Bun. Stați două secunde. Așa, bun. Da. Haideți să mergem, bun, haideți băieți și fete Oficial intrăm prima dată în baza lui Șarec de Răzvan Wow, 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 să vezi ce-i fac Să vezi ce-i fac, n-are nicio șansă cu mine Cu mine n-are nicio șansă, bun, hai să vedem Let's go, Ce unde ești? Unde ești? Bun, hu, am intrat Citește băi, fiți atenți că îmi zici și și, 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 să citesc, ia stai Citește băi asta, ia Nu mă găsești băi, crimea asta te distrug <laughs> Ok, Hai să vedem ce parcur a făcut Răzvan aici. Bă, mi se pare un parcur destul de... Mamă, deci bă, uiși, de vă dați seama că eu dacă pic la un parcur, bă, dacă pic la ceva, bă, sunt mort. E, e, efectiv, adică o să mor aici în astea. Mamă, bă, și are că a făcut un parcur destul de greu. Izabela scumpo, mă, mă Stai două secunde. Stai două secunde. Wow! Oh! Bun! 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 Bun, 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 bun. Hai odată, bătrânule. Mai să te sponsorizez cu un mare de aur? Nu, no, nu, no, nu. No. Nu no, no, mersi, nu no, mersi, uh, nu no, mersi scumpo. Uh, bun, 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 bun. Mamă, băiși, fete, băi, și hai să vezi că o să ajung la el. Bun. Uh, ok, băi, și vede. Uh, cred că jump-ul acesta este... Este imposibil. Ma Magdalena, vină puțin. Ți se pare jump-ul asta imposibil? Nu, no, Magdalena, ce faci? Pleacă de aici. Bă, bă, plecați de aici. Cum adică nu e imposibil? Eu cum pot să stau aici fără să-mi să dau cu capul de asta? Magdalena, nu... Uh, Magdalena, scumpă. Tati, jos. Magdalena, scumpă, vine aici. Uite, jump ăsta e imposibil. Eu cum ajung acolo fără să nu-mi dau cu capul de asta? Nu e, Marius, da? Atunci fă tu, fii atentă. Ia, stai două secunde. Ia, ai, fă tu, dacă nu e imposibil. Aha. fă se pare că șoarecul de Razvana a încercat să saboteze regulile, cum deja ne-am așteptat de la el. Uite aici, hai. Aha, bun. Deci, de fapt, nu este posibil acest jump, după cum, după cum se poate vedea. Cum e posibil, bă, Magdalena? Nu, nu trebuie să sară, Păi, ia mai fă o dată. Aha. Nu e posibil, băi, și vede jump-ul. Șoarecul de a, încercat să... A încercat să fenteze regulile. Nu e posibil acest jump. Merge, cum merge dacă nu merge? Că n-a mers loc, l-a făcut mai devreme. Ba nu l-ai făcut. Băi și jump este și răzvan. L-am văzut eu, da, minte. Te rog să spargi blocul acela, pentru că este un jump imposibil, băi și vede? Este sota asta un jump imposibil. Aha, acum merge, ce să vezi? Bun. Asta ca să nu-l descalific pe răzvan. Mamă, și-a sosit fie complicat. Bun. Mamă, și asta o să fie complicat, băi și fete, mamă, deci asta e... Să mă duc, să mă du direct acolo? Asta e complicat, rău de tot fie vorba între noi. Mamă, 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 o să vezi ce o să ușor cu asta. O să vezi ce o să ușor cu asta. Bun. 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 Bun! No! Oh my god! Oh my god! Ok, ok. Să zicem că cu de Răzvan a trecut cu brio. Șoarece, zi mersi că nu te-am descalificat. Ai grijă, zi mersi că nu te-am descalificat. Că nu mergea jump-ul ăla. Băi și fete, mie mi se pare o foarte mare nedreptate acest... Uh, acest mergea, hai că mergea. Păi făl ia făl dacă mergea, ia. Nu, stai, nu asta. Aici. A, aici era, nu? Da, hai fă tu dacă mergea. Băi, ăsta de aici, alo, alo, ăsta de aici. Așa era. fă tu dacă mergea. S-a dus cu game Cum mergea? Mergea? Aha, bun, s-ar fi putut să meargă, băi, și dar totuși nu mi se pare, nu mi se pare ceva corect. Se pare că și cu de Răzvan are șanse să fie criminală pentru mine, vai de capul tău. Bun, acum hai să mergem la Izabela. Izabela, scumpo, hai de tu. A, da, ai făcut un parcur aproape imposibil, ce să zic. Izabela scumpă, du-te și ascunde-te. A mers, a mers. Nu prea, fie vorba de lână, nu prea am văzut că a mers băi și fete, dacă stau să mă întrebați pe mine. Hai să dăm un, uh, un game -o -o și să așteptăm. Ok, prima dată nu putem să intrăm în baza lui Izabela. Se pare că Izabela a uitat prima regulă de bază. Ah, a, ba, nu, uite aici, are asta. Hai să vedem, bon. Ba, pleacă de aici, șoarece! Alo, 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 alo! Ia scribi la se pleacă de aici! Ok, băi, și fete, stau să acum 1, 2, o găsesc pe Izabela. Am okay, că... Nu, stai, pe aici parcă era. Știți că eu am uitat, am trișat puțin. <laughs> ok, avem aici un parcur. Deci, uh, 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 parcurul ăsta e atât de... Pleacă, bă, de aici, băi, alo, alo! Parcurul ăsta e atât de simplu, încât e atât de greu. Ok, trebuie să nu mor. Stai aici, știi, știi ce că nu mor. Ai murit, că ai că am murit. Pleacă, bă, nu mai trage. Îți dau mai mare, nu-mi da, nu-mi da, nu-mi da, nu-mi da, nu da. Așteaptă. A, bă, și uite, mai am jumătate nu, 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 bun, bun, o inimă, hu, uh, uh, hu, o inimă, bun, bun. Trebuie să, trebuie să îmi dau rigen. Mamă, bă, 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 trebuie să am grijă, băi, și fete, trebuie să am grijă maximă. Dar nu cred că mai pot să-mi dau rigen sau? Ba, cred că costumul meu are origen. Cred că costumul meu, ba nu, nu, are. Uai, trebuie să mă duc așa. Asta e singura mea variantă. Nu! No! Oh, 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 Haideți, fraților, mă. Bă, efectiv, bă, efectiv, toată lumea mă bate. Nu vine să cred, dar unde era Izabela? Suave. toată lumea mă bate, nu vine să cred. Nu vine să cred. Izabela, e, is... ok, ok, bun. Hai să vedem băieți și vede acum la Magdalena Măcar la Magdalena să fac și eu ceva Fraților că în rest am făcut vai de capul meu Bă, bă au făcut niște baze scripte Mult prea bune, fie vorba între noi Hai să vedem la Magdalena Magdalena, scumpă, du-te și ascunde-te Acum, acum să vedeți Mai ales tu șoarece care ai încercat Să fentezi, lasă bă băieți și fete bă. Șoarece pe tine o să te pun Să, să vii la mine în, în bază Ți-am arătat din prima, da, da, da Lasă că vedem, bun, opa Mamă, ok. Bun, hai să vedem. 3. Mamă, ce e asta, băi? Mamă, și tu ești acolo? Mamă, să vezi ce-ți fac. Uai. Uai, băi, fete. Cum fac eu jumpurile astea, băi, fete? Bă, n-am nicio șansă, aici, de bun? Tu, a, 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 murit din prima, a murit din prima, nu. Mai dă-mi la scumpă, mai dai o șansă, mai dă-mi o șansă. Mai dă-mi o șansă. Mai dăm o șansă, nu. Bă, ce ești tu aici, dirigite de șantier? Haide, uite. Mamă, bă, bă, bă dar e prea complicat, fraților. bă, eu nu m-am la asta. Bă, tu pleacă de acolo, băi. Șoare ce. Asta, e asta este un geam de patru blocuri, eu cred că este. Ia asta sunt 2 secunde, băi și fete. Cam o nelămurire, asta e. Asta e, deci ce e al patrulea, asta e al patrulea bloc. Aha, bă. Totul sau nimic. Ok. Ok. Pleacă poșoareții de acolo! Bă, dai, prea complicat. soare, bă, dai, prea complicat, fraților. Nu, no, nu! No! A, ah, ok, bine mă! Mamă, stai să vezi ce faluri de aia de răzvan cât mai enervați. Ia veniți la mine, bun băi și fete, o să dau acum echipamentul lui Răzvan Să văd ce o să facă Chiar sucură ce o să facă Șoarece, haide, pune-te pe Game of Survival Hai să te văd cum o să mă prins după mine Mamă, să vezi și falul șoare cu asta Haide, vai de capul tău bun, băi și fete, eu mă bag acum în ascunzătoare Ați văzut că nu prea a funcționat Așa, mă bag acum în ascunzătoare. Băieți și fete, am făcut niște schimbări și haideți acolo pe răzvan. Hai mă, șoareci, hai să te văd. Vin aici. Hai să vedem. Hai să vedem. Îmi dau armura jos. Nu, no, nu, no, nu, no, n-ai voie, n-ai voie, nu, no, nu, no, nu, no, n-ai voie, n-ai voie cu armura. Ba nu, n-ai voie cu armura. Ăla e criminalul. Ăla e mai greu așa. Păi așa am făcut și eu. Ăla e criminalul. Criminalul e cu armură. Hai să vedem. Ok, desigur, băi și fete Și are cât de răzvan a comentat de mine Și are cât de răzvan a comentat de mine Dar da, fiți atenți, băi și fete Hai să facem ceva pentru niște oameni capabili Până la, până la urmă Magdalena Scumpo A, ah, uite, se pare că nimeni nu poate să facă Bă, 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 v-am spus, băi și fete Efectiv, e cel mai E, -e cea mai inteligentă chestie pe care am putut să o fac Ia zi, Magdalena Scumpo, hă? Easy, easy ce faci, bă, șoarece, Răzvan? Ce faci, a? a ce faci? <gântu -i> nu te pricepi. Bă, haide să... Ok, bun. Ok, N -n nu știam că se poate face așa jump-ul ăsta. Însă, bă, șoarece, Răzvan, hai să-ți arăt aici, băi, șoricel micuț. Ce... Băi, gata, gata, gata. Șoricel micuț, vezi că tu te lovești de asta. Tu trebuie să mergi ori pe partea asta, ori pe partea dreaptă. Da, din ea ori ai făcut Magdalena, din ea ori ai... ai sărit aici. Ia uite <laughs> Stai acolo <laughs> Bun băi și fete uh, Se pare că Da Se pare că Răzvan a comentat foarte mult Bă, tu ai murit la primul jump? Răzvane, Răzvane Ai, ai murit la primul jump sau mi se pare, a? Nu <laughs> Se pare, fraților, că s-a făcut Caterinca de bine că nu știu ce. însă ei au murit la primul jump. Scrieți la comentarii, fați-o cine credeți că a câștigat acest challenge. Adică toți să zicem că am făcut baze secrete foarte bune. Însă, după părerea mea, eu a zice că eu am avut cea mai bună bază secretă. Pentru că la Magdalena eu am murit la al doilea jump. Răzvan la mine a murit la primul jump. La Isabela a murit la nu știu câte la geam, la Răzvan. Răzvan a avut-o pe cea mai proastă. Am făcut o mie de geamuri la el. <gântu -i> Desigur. <gântu -i> ai trișat. Ai că am trișat. Cum am trișat? Ai spar blocurile. Ce blocuri, băi? Și, și, dacă nu spărgeam blocul ăla, și dacă nu spărgeam blocul ăla, tot am făcut mai multe jumpuri de decât tine. Tu ai făcut numai unul. Ba nu, ba da, tu ai erau primele. Păi da, și a făcut, tu, tu n-ai făcut nici măcar unul. Bun, băi, și fete, scrieți la comentarii cine credeți că a câștigat.